Anatol stătea într-un fotoliu pe care îl dorise recent fiica sa Olga. Acesta nu era un obiect ieftin, dar, după cum susținea proaspăt absolventă a facultății de medicină, scaunul era apreciat de ortopezi și fizioterapeuți. Își mai amintea că Olga spunea că același scaun se afla în biroul doctorului House, pe care acesta îl adora. Atunci omul de afaceri a fost pur și simplu sensibilizat de grija fiicei sale, care spera ca orele de muncă ale tatălui său să fie mai confortabile. Acum însă, chiar și scaunul german îi se părea inconfortabil lui Anatol. Poate că motivul era faptul că în fața lui stătea o versiune tânără, feminină, a lui Anatol, fata care dorise fotoliul și care acum își privea tatăl său cu o privire care avea puterea ucigătoare a unei arme de asalt. Olga și-a încruntat fruntea și și-a încrucișat brațele pe piept, într-o postură închisă. Piciorul îi bătea nervos sub masă. În astfel de momente, fiica amintea omului de afaceri de o pisică furioasă, care își legăna coada ca un pendul, înainte de a zgâria fața cuiva. Între fiică și tată s-a șternut o tăcere tensionată. De parcă era o scenă din Vestul sălbatic, s-a gândit tatăl, uitându-se la strabismul din ochii verzi ai fiicei sale. Părea că cei doi cowboy se pregăteau pentru un duel, așteptând semnalul pentru a scoate fiecare câte un revolver din toc. Numai că în biroul spațios al lui Anatol nu se agita un tumbleweed. "Știi?" a pronunțat bărbatul când pauza s-a prelungit. Cu o privire critică, nu vei obține nimic. Nu vreau ca fiica mea să fie doctor și punct. "Tu nu mai înțelegi," a izbucnit fata, deși e în regulă. Problema tată-copil este o poveste veche de când lumea. Chiar și Turgenev a scris un roman despre asta. Bazarov, apropo, a fost și el un medic începător. Anatol nu se putea abține să nu-și dea ochii peste cap, în direcția tavanului. "Bun exemplu, fiică," mormăie el. "Acum că ai adus vorba, moartea lui Bazarov al tău a fost consecința tăieturii pe care a primit-o în timp ce diseca cadavrul unui țăran bolnav de tifos. Tu acum într-adevăr mă acuzi că nu-mi doresc o soartă similară pentru tine?" Acum era rândul Olgăi să ridice ochii spre tavan. Bărbatul s-a gândit cât de mult se asemănau. Asemănarea era atât în exterior cât și în caracter. Tocmai aici era problema. Ambii erau încăpățânați. Chiar și în copilărie, Olga își scosese mereu părerea și buza inferioară dacă era nemulțumită de ceva. Anatol credea că era vina lui că fiica sa era atât de încăpățânată. Cristina, soția lui, a murit când Olguța avea 5 ani. Bărbatul îndurerat i-a dăruit fiicei toată dragostea sa și grija, răsfățându-o. Nu, Olga nu a apărut pe la știri, conducând în stare de ebrietate sau dansând topless pe deșghea unui club. Fata era inteligentă și perseverentă, numai că noul ei moft nu o lăsa în pace pe Anatol. În loc să preia afacerea familiei, ea deci să trateze oamenii de tot felul de boli. Aceasta a fost o lovitură de cuțit în spatele omului de afaceri, care spera atât de mult la sprijinul fiicei sale. Afacerea familiei lor era și ea legată de medicină, doar că estetică, mai exact de utilajele pe care compania lor le producea și le furniza spitalelor și clinicilor. De asemenea, mai de curând, bărbatul și-a deschis propriul lanț de clinici de chirurgie plastică. Numai că Olga, după ce depuși jurământul lui Hipocrate, a decis că nu vrea să repare nasurile femeilor bogate. "Ia vedeți, vrea să ajute oamenii. Am crescut-o pe maica Tereza," a băbănit tatăl în capul lui. "Ar putea să-și facă bagajul și să se ofere voluntar la Crucea Roșie. Pur și simplu nu înțelegi," a încercat bărbatul să o convingă pe fiica sa. "E ușor să vorbești despre muncă atunci când ai dormit în așternuturi de mătase și ai studiat la cea mai bună universitate, Olga. Un medic este o muncă nerecunoscătoare." Nările fetei s-au umflat cu indignare. "Mai întâi, nu vrei să renunți la luxul meu, iar apoi îmi reproșezi asta?" Își flutură ea brațele în sus. "Nu mă duc în Africa. Voi fi repartizat undeva într-un spital. Și dacă acesta va fi în sat, ca Bazarov al tău, vor alerga la tine țăranii cu boli," rostise Anatol, abținându-se să nu lovească cu pumnul în masă. Olga a suspinat încordată și a aruncat o privire prin birou. De pe pereți uitau diverse figuri ale acestei lumi, de la scriitori și oameni de știință la oameni de afaceri, care își lăsase amprenta asupra istoriei. Erau Freud, Kubrick, Ford. Niciunul dintre ei nu este idolul lui Anatol. Pur și simplu designerul de interior a decis că s-ar potrivi perfect în atmosfera de lucru. Olga cunoștea în mod clar mai multe despre aceste personalități decât tatăl ei. Ea se uită la portretul alb-negru al lui Steve Jobs și se întoarse brusc spre tată. Știi ce a spus Steve Jobs înainte de a muri? Bărbatul și-a frecat obosit puntea nasului. Că neascultarea copiilor este calea spre succesul lor? Sau a sfătuit să dea pui afară din cuib pentru a-i face să zboare mai repede? Olga cluncănit din limbă. Nu! A spus că, cu cât îmbătrânim, cu atât devenim mai deștepți și treptat ne dăm seama că un ceas care costă 30 de lire și unul care costă 300 de dolari arată aceeași oră, arostitea într-o singură suflare. Indiferent cât costă mașina ta, drumurile vor rămâne aceleași, la fel ca și destinațiile, și te poți simți singur într-o casă mare sau una mică. Și ce vrei să spui cu asta? Că, fie că e la sat sau la oraș, există oameni. Eu am decis că îi voi ajuta, a declarat fata cu entuziasm. Sau crezi că, dacă oamenii vin la spital cu o mașină mai ieftină și nu cu un Bentley, nu sunt demn de îngrijiri medicale de calitate? Nu fac decât să te protejez, Olga, a ridicat tonul tatăl. Lasă-i pe cei care nu au alte opțiuni să-i ajute. Te-am crescut pentru cu totul altă viață, dar este viața și alegerea mea. Fata s-a râde pe scaun și a pus capăt conversației lor cu o decizie cauzală și categorică. Voi merge să lucrez oriunde mă vor trimite, chiar și la vindecarea țăranilor de tifos. Olga și-a ridicat bărbia și s-a întors să iasă din birou. Anatol a privit-o și a suspinat obosit. Da, poate că aspirațiile Olga erau laudabile, însă ea nu înțelegea deloc cât de mult însemna ierarhia în lumea de astăzi. Banii mergeau doar la bani, nu și invers. Olga, născută cu o lingură de aur în gură, visa cu încăpățânare să o arunce la gunoi. Nu-și dădea seama cât de greu era să fii sărac, căci de la naștere nu ducea lipsa de nimic. Bărbatul a privit pe Steve Jobs cu dușmănie, pentru că acest pionier al erei tehnologiilor informaționale i-a băgat în cap fiicei sale niște gânduri iluzorii. Apoi și-a dat privirea spre poza necuței Olga, într-o rochie galbenă de pe biroul său. Ar trebui să încerci să treci la țară și să mulți vaci în loc să bei smoothie-uri dimineața. Atunci ți-ai dat seama cât de mult te-ai înșelat și l-ai prăcia pe tata, a mormăit el. În acel moment, în capul omului de afaceri a apărut o idee, doar că becurile deasupra capului nu-i se apresc ca desenele animate. Anatol a pus mâna pe telefon și a format numărul cuvenit. Alo, Dan? A zâmbit bărbatul. Cum la tine? Ce mai faci? Bineșor, răspunse acesta. Datorită sponsorizării dumneavoastră, lucrurile merg bine. Ascultă. Omul de afaceri a trecut la subiect. Mai poți influența distribuția studenților la medicină? Am o fiică care a absolvit universitatea. E dornică să vindece oameni. Nicio problemă, a răspuns Dan. Unde să o plasăm? În orașul nostru sau în capitală? La țară, a declarat Anatol. În cel mai depărtat loc pe care îl puteți găsi pe hartă, ca să aibă nevoie de o săptămână de a alerga prin pădure și de bătut în crateță, pentru a lunga urșii ca să ajungă la spital. Se făcu liniște pe linie, apoi venit surâsul lui Dan. Sunteți un glumeț, Anatol. Bărbatul i-a tăiat respirația. Nu, serios, unde să o plasăm pe Olga? Nu glumesc, a spus omul de afaceri. Trimite-o în sat. Acel apel telefonic a fost începutul aventurilor Olgăi. Când Anatol a decis să-și trimită fiica în iad, a sperat că o va descuraja pe fată. Se aștepta ca Olga să nu-și facă nici măcar valiza atunci când va afla destinația ei. Numai că fata a vrut să-i demonstreze tatălui său că nu banii sunt cei mai importanți, așa că a mers în sătucul îndepărtat, unde o aștepta deja un loc în ambulatorul rural. A condus-o până acolo, prin păduri, câmpii și pustietăți. Se tot uita prin geamul mașinii ca să vadă măcar vreo casă. Doctoriței a fost repartizată o casă simplă, din cărămidă cu acoperiș triunghiular, la fel ca și celelalte. În vecinătate erau câteva case foarte vechi și sumbre, ca de exemplu cea de lângă casa fetei. Era de lemn, cu ferestrele acoperite cu scândură pe alocuri. Evident, nu era locuibilă. Era atât de ruinată și dărăpânată, încât puteai să te aștepți ca lupul din povestea celor trei porceluși să vină să sufle și să scuipe pe ea. O vreme s-a bucurat de noua ei viață. I se părea că, departe de reclamele de neon și de agitația orașului, era mai ușor de respirat. Totuși, au existat dificultăți și acestea n-au avut nimic de a face cu faptul că toaleta se afla afară. Era vorba de faptul că localnicii erau suspicioși față de persoana străină care conducea o mașină scumpă din străinătate. Tractoriștii, ciobanii și fermierii locali au spus că prin vânzarea acestei mașini ar putea cumpăra întregul sat și pe sătenii ca sclavi. Nimeni nu înțelegea de ce o frumusețe de bine îngrijită și de tânără venea în ținutul lor de baștină. Aștepta o capcană și testa mereu puterea Olgăi, însă fata, cu voința în pumn, își continua treaba, îi primea pe cei care sufereau, îi trata pe toți cu grijă și atenție. Recent absolventă a universității, ea încă nu s-a epuizat și nu era deloc nesimțită. Prin urmare, fiecare problemă era importantă pentru ea. Olga era în egală măsură dornică să scoată așchia de pe degetul templarului, să trateze abraziunile de pe genunchii copiilor, suflând pe rană ca să nu-i usture, și să asculte bătrânele care se plângeau de tensiune și de segeta care le omora castraveții din răsadnițe. Peste o lună, fata a prins gustul, iar localnicii au acceptat-o pe frumoasa doctoriță. Atunci a început adevărata groază. Olga a început să aibă probleme cu somnul. Noaptea auzea pași, scârțituri și urlete sinistre de câini. Chiar se ridica și se plimba prin casă, înarmată cu un spray cu piper și un smartphone. Dar nu a găsit pe nimeni. Observându-i paloarea și ochii vineți, una dintre pacientele obișnuite, doamna Galina, a rostit: „Îți faci griji pentru noi, fato, dar nu ai grijă de a ta sănătate. Ești palidă ca o broască." Olga a zâmbit obosită. „Ei bine, mulțumesc, bunico, pentru compliment." Ascunzând un căscat în spatele mâinii, a zis Olga: „Aud mereu ceva noaptea. E un pic înfricoșător să fii singură în casă." Bătrâna s-a încruntat: „Deci tu locuiești lângă o casă nenorocită, unde ferestrele au fost închise cu scândură. I-a aparținut vechiului doctor. Ai observat că e aproape, nu? Deci casa ta a fost dedicată mai târziu, pe aceeași proprietate. Nimeni nu a vrut să locuiască în acea veche." Bătrâna a fost fericită să împărtășească bârfele. „De ce oare? Doctorul trata rău?" a întrebat Olga. „Nu, trata ca toți ceilalți." Bătrâna a făcut un gest cu mâna uscată. „Dar și-a pierdut mințele. A fost un doctor bun, dar apoi soțielul a plecat în pădure după afine și a dispărut. Întregul sat a căutat-o, dar nu au găsit-o. Doctorul a început să bea de necaz, apoi s-a sinucis. Când au aflat că a dispărut și au deschis casa, au aflat și mai multe orori. S-a dovedit că el își omorâse soția și o băgase în pivniță. Soția s-a refuzat să trăiască în mijlocul prostietății și intenționa să-l părăsească. În toiul necerte, el a lovit-o și nu a putut trăi cu vina pentru ceea ce făcuse. A lăsat un bilet de pocăință. Se spune că încă mai rătăcește pe acolo până în ziua de azi. Cei care au hotărât să se despartă singuri de viață nu sunt primiți nicăieri. Oamenii îi pot auzi pașii și pot vedea lumina în ferestre. Nimeni nu îndrăznește să meargă acolo și să verifice." Olga era sceptică. Ea nu credea în lucruri pe care nu le putea vedea, simți sau dovedi științific. Prin urmare, sirenele, zânele și fantomele, despre care oamenii din zonă deja îi spusese, nu o îngrijorau. Cu toate astea, povestea bunicii Galina i-a dat fior pe spatele fetei. Și totuși, ea auzise pași, dar nici nu se gândea că aceștia putea fi auziți din casa de alături. Olga a avut o zi plină la serviciu, așa că gândurile legate de fantoma doctorului îi ieșiseră din cap. Tractoristul astăzi se tăiase la mână, a trebuit să o coase și să facă o fundă deasupra, astfel încât omul matur să nu se supere prea tare. Niște copii au fost aduși cu păduchi, au găsit pisici pe undeva, le-au sărutat, s-au îmbrățișat și s-au infectat și s-au donat un munte de hârtii. A venit cu greu acasă, abia dacă reuși să pregătească o cină simplă și era pe cale să se culce, când deodată s-a auzit un zgomot foarte aproape. Somnolența a alunecat de pe fată, iar ochii i s-au mărit. Și-a încordat auzul și acum și-a dat seama că bunica Galina avea dreptate. Nu căuta sursa sunetului acolo unde trebuie. Acesta venea despre casa, care se afla foarte aproape de dormitor. Casa era despărțită de un gard scund și de 1 metru de pământ. Olga a tras cu precauție draperia și s-a uitat pe fereastră. S-a speriat și s-a ascuns după perete. Umbra cuiva străfulgerase acolo, s-a gândit speriată. La început a fost liniște. Apoi s-a auzit un bam ascuțit și, fără îndoială, țipătul cuiva. Pe fruntea Olga a apărut o transpirație. „Păi, eu cu siguranță nu mă duc acolo," a murmurat ea cu voce tare, pentru a se liniști. Era legea oricărui film de groază. Nu verificați subsolurile, podurile și casele abandonate, mai ales noaptea și singură. Când cocoșii vor alunga spiritele rele, când se vor vizorii, atunci voi verifica. Olga nu înțelegea în ce moment a ajuns să creadă în puterea cocoșilor și că cel de 3-lea cucurigu va alunga tot răul. Cine-i spusese asta? Aceeași bătrână, pe nume Galina, sau bunicul Nichifor, ea nici nu-și mai amintea. Totuși acum se gândea să obțină și ea o pasăre atât de utilă, sau să înceapă a desena cercuri din sare. A doua zi dimineață era liberă pentru Olga. La lumina zilei, temele de timpul nopții se îndepărtau și a revenit și s-a dus la proprietatea vecinului. Încă nu fusese dovedită existența fantomei, însă insomnia era reală. În casă era liniște. Olga a încruntat ochii și a luminat cu lanterna de pe smartphone-ul ei pentru a vedea ce se afla acolo. Un aragaz vechi, un scaun răsturnat, o masă rudimentară. La început, fata a crezut că este o casă obișnuită, părăsită, dar cu cât se plimba mai mult, cu atât mai mult realiza că aici, într-adevăr, locuiește cineva. Praful și pânzele de păianjen nu erau peste tot. A văzut urme ale mâncării cuiva, fructe de pădure, mere, coși de porumb și coși de ouă casnice. Olga mai observa și zdrențe cu pete de sânge pe ele. Ok, m-am săturat de această experiență, am urmărit ea și s-a retras spre ușă. Iar apoi ceva a scârțâit. Casa a răsunat cu nostalgie. A urmat o serie suavă de ceva ce semăna cu călcatul picioarelor mici, ca și cum cineva se plimba ușor prin casă, pândind. În acest moment, fata aproape că a început să-și amintească tatăl nostru. Deja și-l imagina pe doctorul fantomă, grăbindu-se să se întâlnească cu colegul său pentru a discuta noile tendințe de medicină, ca să zic așa. Olga s-a întors brusc, cu intenția de a fugi. Nu era treaba ei. Totuși, un alt scârțit neplăcut a făcut-o pe doctoriță să tresară și să se împiedice în întuneric. S-a împiedicat de un scaun răsturnat și a căzut pe podeaua de lemn. Telefonul, împreună cu sursa de lumină, a lovit podeaua, s-a stins și a dispărut undeva într-un colț al camerei. Olga a jurat și a încercat să se ridice, dar a strigat de durere. Ea a reușit să-și luxeze un ligament de la gleznă. Din cauza spărării și a furiei, Olga a început să plângă, ca o fetiță. Se simțea rușinată și jignită. Venise într-o casă străină, ca un vânător de fantome, și se lovise la gleznă. Probabil că își stricase și telefonul. "Pot să vă ajut cu ceva?" a răsunat o voce joasă. Olga a încremenit, iar inima i-a făcut un salt mortal, urcându-i se în gât și apoi căzând în călcâie. A privit în întuneric și s-a tărât pe podea, cu spatele în față, mai aproape de ieșire. "Cine e acolo?" a șoptit ea cu teamă. Iar apoi, exact când se aștepta să vadă ceva mistic, într-o rază de lumină care se spărgea de după scândurile de la fereastră, se afla un băiat. "Dumnezeule!" a strigat furioasă fata. "Ești un copil!" Băiatul slăbuț, în haine vechi și drânțuite, părea să aibă vreo 8 sau 10 ani. Avea părul castaniu ciufulit și păinjenit și probabil că se ascundea într-unul din colțurile casei. Ochii căprui deschis o privea pe fată de lateral, suspicioși și neîncrezători. "Vă doare ceva?" a repetat el. Olga era uimită. În ciuda faptului că și copilul era frică de ea, acesta era îngrijorat pentru oaspetele neinvitat. "Ce cauți aici?" Fata se holba la băiat cu o privire de neînțeles. "Eu locuiesc aici," a răspuns el în șoaptă, iar în ochii lui sclipea o provocare. "Singur?" a precizat Olga. El a ridicat din umeri. "Înainte locuiam cu mama mea, în alt sat. Acum 2 ani a murit, de boală," a explicat băiatul. "Apoi m-au dus la un orfelinat, nu-i departe." Băiatul a făcut un semn cu mâna în lateral, ca și cum Olga ar fi putut vedea orfelinatul. Băiatul s-a apropiat hotărât. "Lăsați-mă să vă ajut." Olga a observat atunci că și copilul își căpăta. Unul dintre picioarele sale era bandajat cu cârpe. "Dar tu ce ai pățit?" Iată din cap spre piciorul lui. "Am încercat să prind un pește ca să mănânc, dar piatra era lunecoasă și ascuțită. M-am tăiat la picior și n-am putut merge 2 zile, s-a plâns acesta. Fata s-a agitat imediat, uitând de luxația ei. L-a dus pe băiat la ea acasă, a luat rusa de prim ajutor, a tratat rana în care intrase murdăria, apoi i-a spus copilului, pe care îl chema Pavel, să se spele de stratul de murdărie. Găsind în posesia sa un costum spor de culoare neagră, ea îl amâna băiatului, apoi l-a așezat la masă și privindu-l pe copilul flămând, cum se îndopa cu mâncarea ei, a început să-l întrebe. "De ce ai fugit de la orfelinat?" a întrebat ea. Pavel a strâmbat din nas. "Nu e bine să locuiești acolo, e mai bine să fii singur. De curând a fost luat de o familie adoptivă, dar apoi m-au adus înapoi. așa că de atunci mi se spune că sunt un câine abandonat și de asemenea un rebut. Se spune că doar rebutul este cauza pentru care se întorc copiii. Ei cred că eu sunt cel rău, înțelegeți? Eu n-am făcut nimic, se scuza copilul, doar că fiul lor era gelos pe părinți. Inventa mereu povești, spunea că lovesc, că sparg lucruri, dar eu nu am făcut-o, numai că ei și-au crezut propriul fiu și m-au dus înapoi. Inima Olgăi s-a strâns. Era șocată de soarta copilului și de cruzimea oamenilor care îi dăduseră speranță și care apoi l-aruncaseră ca pe un lucru depresos. Și de cât timp trăiești aici singur? Poate o săptămână sau două, a spus Pavel, gânditor. Ziua stau acasă, iar noaptea mă duc să aduc ceva de mâncare. Toată lumea e speriată de ce stăcolibă. Niciun localnic nu vine. Fur fructe, ouă, așa trăiesc eu. Olga era confuză. Nu știe ce să facă cu acest băiat. Ca și cum i-ar fi citit gândurile, el a privit-o implorator. Nu mă veți da înapoi, nu-i așa? Nu mă voi întoarce la orfelinat. Voi fugi din nou. Vocea îi tremura și odată cu ea, inima fetei a tresărit din nou. Ea a zâmbit ușor și a mânghiat părul încălcit al băiatului. Nu, Pavel, nu te voi întoarce, a spus ea cu încredere. Anatol conducea SUV-ul privind împrejurimile satului. Fiica lui încăpățânată dispăruse de curând de pe radar. Telefonul ei nu mai răspundea de o săptămână. Bineînțeles, bărbatul s-a îngrijorat și a mers să verifice pe Olga personal. El spera că ea însă se va întoarce în cuibul familiei, realizând că se înșelase. Cu toate astea, timpul a trecut și acest lucru nu s-a întâmplat. Bărbatul a avut o mulțime de fantezii înfricoșătoare, însă realitatea a fost mult mai interesantă. Pe Olga, ea nu a găsit-o imediat. S-a oprit la un magazin și a întrebat-o pe vânzătoare unde îl poate găsi pe noul doctor. Pe Olguța? A zâmbit femeia. Locuiește în a 5-a casă, cea cu acoperișul albastru, împreună cu fratele ei. Dacă te duci acolo, poftim, iei niște cadouri. Datorită Olgăi, boala mi-a dispărut în sfârșit. Femeia a întins omul de afaceri nedumerit un pachet de biscuiți și dulciuri. Care, frate? Întrebă uimit Anatol. Cel mai mic, Pavel. I-a dat papucii vânzătoarea și a trecut la următorul client. Anatol, cu dulciurile, s-a grăbit să găsească casa cu acoperișul albastru. A găsit-o și pe fiica lui și pe fiu, care apăruse de nicăieri. Băiețelul culegea cereșe sub un tufiș. Olga! Bărbatul uimit și-a strigat fiica amețită. Spune-mi pentru numele Domnului, când aport în viața mea un fiu? Fata și-a salutat tatăl cu amabilitate. I-a povestit cum a spart telefonul și a relatat istoria lui Pavel. Pentru că localnicii să nu bârfească, l-am numit frate, a explicat ea, uitându-se cu drag la copilul care spăla boabele pentru compot. El mă ajută, se străduiește foarte mult. Este un băiat bun, sincer. Este ilegal. Trebuie să-ți-l aflinat, a căldrat din cap bărbatul. Dacă faci asta, îl voi adopta eu, s-a revoltat fiica. Am întrebat de orfelinat. Nici măcar nu l-au căutat, știi? Nu le pasă că a dispărut copilul. Dar asta nu e treaba ta. Nu-i poți aduce pe toți cei fără de post acasă. De ce nu? Ba pot! Tatăl, supărată fiica sa, a vrut să plece. Spunea că e vie și sănătoasă. Însă soarta nu l-a lăsat. I s-a defectat mașina. A fost nevoie să rămână cu fiica sa și cu așa zisul fratele ei. Acesta a fost punctul de cugetură în viața omului de afaceri. El a văzut cu ochii lui cum viața în sa se derula fără probleme. A înțeles ce oameni prietenoși și sinceri înconjurau pe fiica sa. Simpli, dar buni. Pavel a dus pe Anatol la pescuit. Omul de afaceri și-a dat seama că din cauza muncii sale nu mai ținuse în mână o undiță de 30 de ani, iar în tinerețe adora această activitate. Mașina a fost reparată de meșterii locali, însă el nu a vrut să plece. Anatol a mai rămas încă o zi. Apoi încă una, și încă una, și încă una, și încă una. Bărbatul avea și el o slăbiciune pentru băiat. A luat-o de mână și l-a luat în custodie. Trebuie să mă duc la pescuit cu cineva, a mormăit băiatul, în timp ce Pavel fericit își îmbrățișa de gât proaspătul său tată. Olga nu a făcut decât să ștergă lacrimile de pe obraj. Trecuseră mulți ani de când afacerea bărbatului nu mai avusese un moștenitor pe măsură. Pavel a crescut și a mers la școală. I-a urmat cu plăcere urmele. Olga, pe de altă parte, a plecat din sat pentru că a fost avansată. A realizat totul pe cont propriu. a devenit medic șef al spitalului. Cu toate astea, întreaga familie se întorcea des în acel sătuc, pentru că acolo era într-adevăr mai ușor de respirat. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seara plăcută vă doresc și noapte liniștită! Ne reauzim în curând! Pa, pa!